defensiva Chiașnei, dă drumul la timp la minge pentru noul intrat Haită. Haită continuă, cade și obține lovitura de la 11 metri. Dezastru pentru Chiașnea. La câteva secunde după ce a intrat pe teren, Haită își ridiculizează adversarii și l-am văzut cerând să bată el penaltiul și probabil că așa se va întâmpla. E adevărat, caută contactul acolo, dar este fault. Codrea este cel care o faultează. Era foarte aproape Horia Mladinović. Da, și rugămințele lui Haită n-au rămas fără ecou. El va executa lovitura de la 11 metri. Mladinović, evident cerându-i lui Silveanu să respecte regulamentul, să aibă cel puțin un picior pe linia porții în momentul executării penaltiului. Florian Haită poate duce scorul la, mai spune, un neverosimil 4-0. Haită, perfect, îl trimite în colțul opus pe Alex Silveanu și se face 4-0. Spuneam neverosimil în condițiile în care acest meci era pe bună dreptate considerat derbiul acestei runde. Două echipe care erau despărțite de un singur punct în clasament. Și o echipă, Chiajna, care primise doar două goluri în total în deplasările din acest sezon, primește, iată, 4 în această seară și meciul nu s-a terminat. Avea cea mai bună defensivă în deplasare Chiașnea.